este o mică parte. Trebuie să spunem că Florimel Zorpol este un artist, așa cum ați văzut, un artist monumentalist, care are numeroase lucrări de for public aici la Buzău. Deci, iată lucrul pe care l-am dorit cu toții, acea, hai să zicem, comandă a autorităților pentru artiștii profesioniști din Buzău. Ei bine, domnia sa a îndeplinit cu asupra de măsură acest deziderat al artistului cetățean, pentru care iată lucrări de artă monumentală la stațiunea Buticulă Pietroasele, Tempera, Muzeul Județean de Istorie și Artă Buzău, Arhivele Statului, un mozaic de marmură, Casa de Cultură a Sindicatelor din Buzău, Casa de Cultură a Tineretului, Colegiul HD, un sgrafito, Liceul cu program sportiv, iarăși un sgrafito, și trapeza Mănăstirii Cârnu este decorată de domnul Florin Mezopor. Cred că s-a născut abisalul. Încă un ciclu stare și ceea ce vedeți acum. Câteva lucrări din această expoziție m-au mirat și pe mine. Da. Este la început o lucrare care pur și simplu mi-a apărut după un eveniment tragic, să zic, moartea unui prieten poet. Și mi-a apărut acea imagine pe care am trecut-o rapid pe hârtie. Tot la modul acesta foarte direct am avut experiența visului. Este o lucrare intitulată Visul. Un vis spre dimineață care m-a bulversat și când m-am trezit am luat și am produs o imagine greu de explicat și pentru mine. În orice caz, ca să rezum într-un fel, am renunțat la peisaje. Peisajul în sine îmi place foarte mult, dar am renunțat la peisaj, la natură statică, chiar și la portret direct după model, în favoarea unui câmp întreg de idei, de trăiri extrem de personale. M-a întrebat odată cineva de unde mă inspir și am spus că mă inspir de tot ceea ce, din tot ce este vizual. Examen. Pe vremea aceea aveam în cap cu totul altceva, avioane și vaporaș. Dar am dat examen la școala medie, am reușit. Interesant că am reușit al doilea, după fica profesorului Iuca, fost coleg de facultate cu tatăl meu. Școala medie din București, Școala Medie de Artă Plastică din București, a fost un a fost o învățătură deosebită pentru toți elevii, o culturalizare formidabil. Profesorul de matematică, Roper Elias, ținea serile de muzică, de muzică sinfonică. Chiar la cursurile de matematică ne spunea, dacă nu înțelegeți și iubiți muzica, nu veți putea picta.
am avut profesori minunați.